Bună ziua, dragi prieteni! M-am gândit că astăzi să vă propun o rețetă de vară, ușoară, bazată pe varza chinezească, pe care o completăm frumos cu niște gusturi de susan, de ghimbir, usturoi și sos de soia. Ingredientele sunt un pic mai multe, le veți vedea pe parcurs, inclusiv coriandru, care are o aromă ce completează foarte bine legumele. Începem prin a turna ulei de floarea soarelui în tigaie, peste care adăugăm ghimbirul și usturoiul. După ce acestea s-au rumenit puțin, adăugăm ceapa. Vă mărturisesc că începe deja să miroase foarte bine. Va mirosi și mai bine după ce turnăm semințele de susan. Dacă ne dorim ca rețeta noastră să fie puțin picantă, turnăm acum ardeiul iute roșu. Este momentul să punem la călit și țelina, tăiată fideluțe, și morcovul. După cum vedeți, trebuie să punem puțină apă. După ce a scăzut puțin, turnăm și sosul de soia. Adăugăm și ardeiul portocaliu și, bineînțeles, vedeta noastră, varza chinezească pe care o spălăm în prealabil, iar apoi o tăiem fideluțe. Amestecăm cu grijă, pentru că este important nici să nu se lege și mai ales să scadă varza pe care o acoperim cu toate celelalte arome. Adăugăm și puțin piper. La final, adăugăm două cepe verzi și coriandru, pe care nu le lăsăm să se coacă foarte mult, ci stingem focul și le lăsăm să-și facă magia. Cam asta a fost tot. După cum vedeți, a durat foarte puțin și, credeți-mă, gustul este pe măsură. Pentru un plus de savoare, se poate adăuga un sos teriyaki sau un sos dulce acrișor pe fiecare porție după gust. Dragii mei, asta a fost rețeta de astăzi. Este o rețetă cu densitate calorică mică, adică se poate consuma în curele de slăbire pentru că este foarte gustoasă. Dovada, la noi în casă se mănâncă foarte des și foarte repede. Pentru alte rețete, vă invit să vizionați un întreg playlist pe care l-am pus la dispoziție pentru voi. Este chiar aici. Și dacă vreți să subscribe canalului meu de YouTube, unde găsiți rețete, dar și multe piese, aici. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați ascultat. Sper să vă placă ce v-am propus pentru astăzi. Poftă mare și spor la treabă!